Bună ziua, dragii mei telespectatori, puterea dragostei. Bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face vlog despre emisiunea Mireasa. Sunteți foarte mulți care mi-ați solicitat acest lucru. A venit momentul. Am urmărit, să zic, 2 săptămâni de când s-a terminat Puterea Dragostei, această emisiune și vreau să vă spun că am rămas foarte impresionată de ceea ce se întâmplă în această emisiune. Am constatat că, de fapt, este o emisiune educativă în mod special pentru noi mamele, eu având un băiat de 22 de ani și ce am putut să văd în această emisiune m-a pus pe gânduri, sincer. Un exemplu cel mai bun, doamna Dana, mama lui Leo, m-am pus în papucii dânsei și credeți-mă că nu știam care mi este răspunsul. Pentru că orice mamă, mai ales de băiat, își dorește o fată care să-l iubească, să-l aprecieze și să nu-l mintă. Iar această emisiune m-a învățat foarte multe lucruri. Eu fiind, spre rușinea mea, o mamă ușor posesivă, îmi doresc copiii mei să nu fie atinși de greutățile vieții sub nicio formă și dacă am putere, devin leoaică, doar pentru acest motiv, ca ai mei copii să nu sufere. Și emisiunea asta, cam asta mi-arată și unde greșesc eu ca mamă. Deci, într-un cuvânt, o emisiune educativă. Pot să-ți spun că m-au impresionat foarte, foarte mult, deja că știam, moderatoarele. Doamna Gherghe și doamna Cristea. Niște prezentatoare de nota 20. Mi-a făcut plăcere, credeți-mă că sunt întrebări pe care mi le pun în momentul emisiunii și în următoarea secundă una din ele pun aceeași întrebare pe care mi-o pun eu în momentul respectiv. Și asta apreciez cum nu se poate mai mult. De cine mi-a plăcut iar foarte mult și țin să o felicit pe această cale, Andreea, cea care citește comentariile. O fată de nota 20, aseară am aplaudat-o când i-a pus o întrebare pertinentă Norei, referitor la ce afirma Nora că nu prea se pupa tot ce spunea ea, această Nora, cu realitatea. Dar voi ajunge imediat acolo. Înainte de a începe, vreau să vă doresc o primăvară minunată, plină de sănătate și pace. Se pare că a început războiul și tare mi-este teamă că va fi în toată lumea, că va porni în toată lumea. Sper să nu. Ca să vedeți, dragii mei telespectatori, că niciodată nu știm ce ne așteaptă în următoarea oră. Părerea mea că domnul Putin, dacă îl pot numi domn, nu, pot să-l numesc un nazist, care nu are suflet, nu are inimă, să vadă ce a putut să facă cu ucrainienii, să omoare copii nevinovați. Credeți-mă că nu am cuvinte referitor la acest Putin. Părerea mea că singura, după cultura mea, singura variantă care ar putea să-l doboare pe Putin ar fi decât poporul rus. Să iasă cu mic, cu mare și să-l dea jos, fără să se mai implice alte țări, că atunci, automat, va porni războiul mondial. Ceea ce nu ne dorim, nici rușii nu-și doresc acest lucru. Un om care vrea să sufere o planetă întreagă pentru orgoliile lui. Din punctul meu de vedere, foarte, foarte grav. Și, repet, singura modalitate
fără vărsare de sânge, ar fi ca poporul rus să se revolte și să-l dea ei jos. Ei l-au pus, ei să-l dea jos, dacă se poate. Asta după cultura mea. Nu știu dacă sunteți mulți de acord cu ceea ce spun eu, dar asta văd eu în momentul ăsta. Dar haideți să revenim la oile noastre și să începem cu rezumatul zilei de ieri. Pentru cei care nu știu ceea ce fac eu, eu voi face rezumatul zilei în care s-a difuzat. A doua zi veți vedea rezumatul meu personal cu părerile mele și vă rog frumos, telespectatorii Mireasa, care nu sunteți de acord cu mine sau care sunteți de acord cu mine, părerile să vi le spuneți în comentarii de bun simț și să socializăm, mai ales că suntem foarte, foarte tensionați, toată lumea. Asta e. Acum, ce vedem ieri? Ieri în emisiune, bineînțeles, Aron și cu Cosmin au început o dispută băiețească, Cosmin cu ceilalți băieți, făceau niște glumițe pe seama lui Cosmin și a Alexandrei. Mi s-a părut de bun gust, nu prea mi-a plăcut de Aron, pentru că a început să o defăimeze ușor pe Alexandra și nu mi se pare corect față de un bărbat care a fost într-o relație cu acea fată. Faza cu scuipatul, n-aș vrea să pronunț exact ceea ce a spus Aron, dar mi s-a părut ușor obraznic și eu îi înțeleg frustrarea lui Aron, dar mi se pare, părerea mea, că Aron a făcut o dramă din relația lui cu Alexandra și, din punctul meu de vedere, nu se potrivea cu Alexandra. El mi se pare un băiețel educat de bunica, răsfățat la maxim de bunica. Bunica se vede că îl iubește foarte mult. El este educat, dar este foarte răsfățat. Nu suportă refuzuri. Și părerea mea, din cauza comportamentului lui imatur, va pierde foarte mult în fața femeilor. El trebuie să dea dovadă că este un bărbat adevărat în toată puterea cuvântului și să nu mai fie plângăcios, să știe exact ce vrea. Nu știu, părerea mea că Aron se duce în extreme. Ori este foarte drăgăstos, ori are niște reacții ușor neașteptate și deranjabile. Este ușor deranjant când ai astfel de bărbat lângă tine pentru o femeie. Am văzut și faza cu dansul al Andrei, Alexandrei și a avut reacții foarte urâte. Din punctul meu de vedere, Alexandra nu l-a iubit pe Aron, cum a spus ea, a mințit, asta este părerea mea, că l-a iubit pe Aron, poate a fost nici atracție, n-aș putea să spun, a fost ceva, hai să stau cât mai mult în casă și el fiind disponibil Aron, atunci s-a apropiat de Aron. Dar, între timp, venind Cosmin, i-a plăcut mai mult Cosmin. Părerea mea că în momentul când l-a văzut pe Cosmin și-a dat seama că nu este Aron băiatul pe care îl caută ea. Și adevărul ăsta e, din punctul meu de vedere, Alexandra se potrivește mult mai mult cu Cosmin decât cu Aron. Pe parcursul vlogurilor voi mai dezbate, dar acum, fiind de la început, am foarte multe de spus și nu știu dacă îmi permite acest program. Ieri faza cu Aron, nu mi-a plăcut reacțiile lui Aron, dar nici ale lui Cosmin. Mi-a plăcut foarte mult de doamna Gherghe când le-a reproșat la amândoi că au greșit. Ce nu mi-a plăcut? Nu mi-a plăcut de Valentin. Valentin mi se pare un băiat educat, cu bun simț, dar ieri a avut o ieșire nervoasă.
Nu amenințăm, nu ne trezim în puterea dragostei, unde acolo se permitea orice mojicie. Aici am văzut că este o emisiune de bun simț și respect. Ceea ce îmi doresc să fie până la final acest lucru. Mi-a plăcut de doamna Gherghe când a spus că o să aducă preotul. Bravo! Vă felicit! Așa că Valentin ar fi bine ca să înțeleagă că un om nervos și frustrat cum este Aron ar trebui evitat, dar nici Aron să nu profite și acum să jignească toți concurenții. Nu mi se pare corect, din punctul meu de vedere, toți trei sunt vinovați într-o anumită măsură. Sper să fie decât o refulare de moment a lui Valentin și să nu-l mai vedem că înjură, că amenință. Nu, e deranjat, dar digerabil față de puterea dragostei. Nu, nu există termen de comparație. Ce-am mai văzut? Perneș cu Sabrina. Perneș, iar se vede că au strâns foarte multă frustrare în ei și a avut o reacție urâtă la adresa lui Aron, că a râs pe acea filmare. Din punctul meu de vedere, Perneș a exagerat foarte tare. Era o reacție pe care a avut-o Perneș cu Sabrina. S-a văzut că Perneș este foarte îndrăgostit de Sabrina, iar părerea mea că Sabrina nu-l iubește pe Perneș și nici măcar o atracție așa mare. Nu știu de ce, am sentimentul că Sabrina se comportă cu Perneș exact cum se comporta Alexandra cu Aron. El fiind foarte îndrăgostit, foarte drăgostos, pe ea o sufocă. Dragii mei telespectatori, din punctul meu de vedere, o persoană când se simte sufocată de cealaltă jumătate, nu este iubire. Asta este părerea mea. Poate nu sunteți mult de acord cu mine, dar în momentul când iubești pe cineva, simți fluturi în stomac de câte ori vine lângă tine. Iar Sabrina, ce am văzut eu, nu prea este fericită când Perneș este drăgostos cu ea. Să înțeleg, Sabrina, că te-ai învățat cu genul ăla de bărbați agresivi. E o variantă, nu știu. Te mai studiez. În momentul de față s-ar putea să nu fiu foarte obiectivă, deoarece nu am văzut de la început această emisiune, dar pe parcurs vă promit că voi fi cu lupa pe ei și voi încerca să fiu cât se poate de obiectivă și de corectă. Deci, Perneș și Sabrina, mi se pare că Perneș se implică prea tare, iar Sabrina se cam joacă cu el, nu e ceea ce vrea să pară. Iar Perneș cu Aron a exagerat un pic. Aron avea tot dreptul să râdă, mai ales cum a spus și Aron că Perneș i-a atras atenția lui Aron să nu mai fie atât de insistent la Alexandra. Și asta face asta a făcut ieri Perneș. Deci nu îi dau dreptate lui Perneș, și Aron are părțile lui mai puțin ok, dar aici Perneș nu mi-a plăcut. Nora, Dana și Culeo. Aici vreau să vă spun că voi puncta un pic mai mult. Din punctul meu de vedere, doamna Dana mi se pare o mamă foarte activă în educația copiilor. O interesează foarte mult ce se întâmplă cu Leo și de asta nici nu a fost de acord cu Nora. Din punctul meu de vedere, Nora a încercat de la bun început să se bage pe sub pielea mamei, adică doamnei Dana, după ce i-a câștigat încrederea, atunci a făcut pași către Leo. Nu vreau să cred și nu vine să cred că Nora s-a îndrăgostit atât de tare de Leo. Din punctul meu de vedere, Nora a premeditat toate acțiunile ei, plus că am constatat cu toții că a mințit. Ce m-a deranjat,
deranjat, prea mult spus. Sora Norei, când a intrat aseară în direct și ruga să nu fie denigrată Nora, referitor la mama Dana și Leo. Din punctul meu de vedere, Nora se denigrează singură prin acțiunile ei, prin trecutul ei și prin nerecunoașterea și neasumarea faptelor ei din trecut. Atâta timp de asta și spun că Andreea a fost foarte obiectivă și o întrebare pertinentă când i-a spus Norei de ce nu i-ai spus lui Leo tot trecutul și de ce ai trimis poze respectivului dacă nu aveai relație. Deci aici mie îmi dă cu virgulă, nu ai cum să trimiți poze la un bărbat și mai ales să ai prieten comun cu acel bărbat și să-i știi starea lui civilă, că este într-o ceartă, că există un copil la mijloc, iar tu ca femeie să-i trimiți poze indecente. Dați-mi voie să îmi expun părerea și să spun că nu este o femeie care ține cont de demnitatea ei și să respecte o altă femeie. Ceea ce face ea va păți cu vârf și îndesat. Nu mi se pare corect și dacă erau certați, fapt că acum cei doi soți sunt împreună cu acel copil, ea nu a făcut altceva decât s-a denigrat singur. Așa că sora Norei ar fi trebuit să vorbească mai mult cu Nora și să înțeleagă că, de fapt, Nora își denigrează singură imaginea prin trecutul ei. Pe mulți am auzit că nu ne interesează trecutul. Perfect adevărat, nu ne interesează trecutul concurenților. Dar atâta timp cât vii, și doamna Gherghe a spus foarte bine, atâta timp cât vii într-o emisiune televizată unde te vede o țară întreagă, automat va ieși la iveală tot trecutul tău. Dacă ești o femeie asumată, ți-l asumi și gata. Nu te victimizezi pentru că sunt faptele tale. Nu ți-a pus nimeni pistolul la cap să trimiți poze dezbrăcate, să te tatuezi, să umbli cu bărbați mai în vârstă ca tine. Și faptul că ea a recunoscut în emisiune că a avut un necaz, violul cel pe care l-a menționat ea, mi se părea mult mai corect să spună că a avut tendința de a avea relații și cu oameni însurați. Deci, din punctul meu de vedere, Nora minte cu nerușinare și vrea să se dea ceea ce nu este. Este curată, are bun simț, dar are o problemă cu trecutul ei. Chiar dacă nu-ți face plăcere și ți-e rușine cu trecutul tău, atunci, Nora, nu ai de ce să te superi pe cei care îți aduc la cunoștință ce s-a întâmplat în trecutul tău, pentru că tu nu ți l-ai asumat. Dacă tu spuneai de la bun început tot, este greu să spui tot ce ai făcut, dar atunci așteaptă-te ca în orice zi să mai primești o lovitură, pentru că sunt faptele tale, iar astea vor ieși la iveală și peste 30 de ani. Acum mi se pare un pic mai ușor, dar vei vedea când vei avea băiat sau fată că va fi mult mai urât, pentru că vor afla copiii tăi ce ai făcut. Bine ar fi ca familia ta să te învețe și să-ți spună că tot trecutul tău trebuie să ți-l asumi și să te aștepți și la păreri pro și contra. De asta suntem oameni, nu este bârfă, discutăm acțiunile voastre. Dacă ai un caracter frumos, stau și mă întreb dacă erai olimpică sau aveai niște lucruri demne, cred că nu te mai deranja dacă ți se aduceau la cunoștință. Cam asta e. Îmi pare rău, Nora, dar
Nu ai dreptate, doamna Dana se pare că a avut perfectă dreptate și toate suspiciunile dânsei au ieșit la iveală. Nici eu și cred că multe mame nu ne-am dori o noră care are un trecut destul de vicios și nu și-l recunoaște. Să mă trezesc peste un an, doi, când or vrea să facă un copil, că ea a făcut atâtea întreruperi de sarcini, încât nu mai poate să-mi facă un nepot și fiul meu să nu mai aibă copii, m-aș supăra. M-aș supăra foarte tare și de atunci n-aș mai avea încredere sub nicio formă în ea, indiferent ce ar face. Adică planează asupra capului și când pleacă pe stradă că s-ar putea să facă ceva pentru că minte. Asta este părerea mea, îmi pare nespus de rău. Ce-am mai văzut? Cosmin, Alexandra și mama Robertina. Mama Robertina mi se pare o femeie, o mamă care își iubește cu adevărat copilul și este viața, sufletul, respirația ei, acel băiat, Cosmin. S-a văzut când a intrat tatăl lui Cosmin în direct că este o familie frumoasă, o familie care se iubesc, care se respectă, iar Cosmin mi-a demonstrat că o iubește foarte mult pe mama ei. Nu mai țin minte exact cum a fost o fază când el vorbea cu Andreea și a spus: nu pot să iau nicio decizie până când nu vorbesc cu mama. Felicitări, Cosmin, singura persoană în lumea asta care ar dori, care nu și-ar dori ca copilul ei să pățească ceva, este mamă. Așa mi-am educat și eu copiii, indiferent că e bine, că e rău, veniți, aduceți-mi la cunoștință și vedem cum ieșim bazma curată și să vă fie vouă bine. Iar asta am apreciat foarte mult la Cosmin, deja că este un pic coleric, obrăznicuț, dar este digerabil și bine ar fi ca să se obișnuiască și să înțeleagă că în societate trebuie să demonstrăm că avem o educație aleasă și că suntem bine crescuți. Mama Robertina, în conflictul cu doamna Dana, acum am adus aminte, cu mașina de spălat, mi s-a părut că doamna Dana a exagerat, adică dacă este sărbătoare și nu vrei să speli, nu ocupa mașina. Iar doamna Robertina i-a dat drumul la mașină, mi s-a părut un pic exagerat din partea doamnei Dana. Nu se poate atâta timp cât locuim cu atâtea persoane în casă să punem monopol pe un lucru. Acel lucru este al tuturor. Și așa că doamna Robertina mi-a plăcut foarte mult de ea. Doamna Dana nu mi se pare a bârfi, că am văzut pe grupuri că bârfește pe cei din casă. Nu, doamna Dana este asumată și spune ce o deranjează cu voce tare. Ce-am mai văzut? Giovanna și cu Sese. Dragii mei telespectatori, din punctul meu de vedere, Giovanna, din câte am înțeles pe grupuri și ce am văzut eu, o susțin foarte mulți telespectatori pentru că este vrednică, pentru că este curățică, că îl iubește pe Sese. Da, din punctul ăsta de vedere, se vede cu ochiul liber că Giovanna îl iubește pe Sese, dar Sese mi se pare că este mult mai implicat ca Giovanna și o respectă foarte mult. Sese este un băiat cu foarte mult bun simț, îmi place foarte mult de el, dar îmi este teamă de Giovanna. La ce mod? Să te ferească Dumnezeu, Sese, să o superi pe să o superi pe Giovanna. Că atunci s-ar putea să iasă foc pe nări Giovanei și nu știu cum o să ieși, că s-a văzut că este destul de vulcanică în momentul când este atacată. Din punctul meu de vedere, Giovanna stă cu sabia la brâu, nu acceptă nicio părere, mai puțin ok, că
că ea tot timpul atacă. Dar atacă foarte urât. Am văzut faza când le-a făcut satana pe mama Dana și pe bunii, ceea ce nu mi se pare corect, o fată de 21 de ani să jignească la modul ăsta femei în vârstă. Atunci ne arăți clar că nu ai bun simț și respect față de ceilalți. Dacă, repet, tu ești curățică și ești gospodină, asta nu înseamnă că îți dă dreptul să jignești toată lumea. Dacă ai avut probleme în copilărie, iar nu îți dă dreptul să fii obraznică cu cei adulți. Ce ar trebui să facă copiii crescuți la orfelinat? Să ne dea în cap? Nu. Asta ține de demnitatea ta, de corectitudinea ta și de bunul tău simț pe care l-ai. Sper ca Giovanna să fie sculptată de Sese. Sese se vede cu ochiul liber că are puterea asupra ei la modul ăsta și că îi atrage atenția frumos ca ea să înțeleagă și se vede o schimbare în bine la Giovanna. Acum vom vedea, dar v-am spus, îmi este teamă dacă Sese nu va mai fi așa plăcut de Giovanna, cum va reacționa cu Sese. Vom mai vedea. Ce am mai văzut? Andrei și Giuliana. Din punctul meu de vedere, Giuliana nu știu ce caută în casă atâta timp cât ea nu vrea să facă o relație. Părerea mea că ar trebui să iasă afară și ea a avut o copilărie destul de dificilă, dar asta nu înseamnă că trebuie să vină în casa Mireasa și să ocupe un post la o altă fată care cu adevărat își dorește să-și găsească marea dragoste. Din punctul meu de vedere, Giuliana ar trebui să iasă afară și să-și găsească oarecum liniștea cu ea. Are o problemă cu ea. Asta este părerea mea. Larisa cu Robert nu mi se par că se potrivesc. Larisa mi se pare că are aspirații către un alt tip de băiat, iar Robert nu este pe calapodul ei. M-a deranjat și Larisa când am văzut cu cățelușul ei că trebuie să-i strângă cei din casă mizeria cățelușului, iar pe ea nu interesează. Mi s-a părut un pic mai așa, dar voi mai reveni pe subiect. Lucy mi s-a părut ieri că minte. De fapt, ea l-a plăcut pe Robert, asta este părerea mea, dar este frică de un refuz din partea lui Robert și de asta nu vrea să recunoască. Acum vreau să o văd pe doamna Cristea, care a spus că ea are puterea să scoată adevărul la iveală. Vom vedea, dragii mei telespectatori, dacă doamna Cristea și eu garantez că are puterea necesară încât să o facă pe Lucy să recunoască care sentimente pentru Robert. Mai repede mi se pare că se potrivește Robert cu Lucy. Andrei mi se pare un copil cu bun simț, educat, dar nu știu ce se întâmplă. Nu prea trag fetele la el. Vom mai vedea. Dragii mei telespectatori, aici închid vlogul, mă grăbesc, nu știu sigur dacă am fost obiectivă la primul vlog legat de această emisiune, dar vă spun din suflet, îmi pare nespus de rău că am pierdut această emisiune. Trebuia de mult să mă uit la această emisiune, chiar am ce să învăț. Și sunt tineri cu bun simț și respect. Asta trebuie să vedem. Felicitări Antena 1 și felicitări doamna Gherghe și doamna Cristea, Andreea, psihologi. Deci ceva minunat în emisiunea asta. Chiar te bine dispune, nu mai am acelea sentimente pe care le aveam la Puterea Dragostei. De vroiam să schimb canalul. Acum chiar aștept cu nerăbdare ora când se difuzează Mireasa. Și fac apel către cei care nu urmăriți Mireasa și ați urmărit Puterea Dragostei, încercați
două zile la rând, să vedeți, este un pic mai greu pentru noi ăștia care venim de la puterea dragostei, noi fiind învățați cu scandal, țipete și urlete. Ți se pare o emisiune monotonă, dar de fapt este o emisiune de nota 20, educativă și avem multe, multe de învățat. Chiar și eu, la vârsta mea, am învățat câteva lucruri importante din această emisiune pe care o urmăresc de 2 săptămâni. Felicitări încă o dată și ne vedem mâine la următorul vlog. Pentru cei care vor să mă urmărească și să audă rezumatul în fiecare zi, vă rog frumos, abonați-vă la canalul meu de YouTube și apăsați pe clopoțelul roșu, că s-ar putea să facem și live-ul telespectatorilor ca să vorbim în direct și să vă ascult părerile. Și abonați-vă, înscrieți-vă, de fapt, pe grupul meu Laura, Puterea Dragostei, Mireasa, Părerea Telespectatorilor, că acolo voi posta părerile mele înainte de a face vlog și vă aduc la cunoștință când facem și live-ul telespectatorilor Mireasa. Vă pup cu drag, a voastră, Pandele Laura. Ne vedem mâine. La revedere! O primăvară minunată, plină de pace și sănătate. La revedere!